Celebrul monument istoric din centrul Iașului așteaptă de ani de zile să își recapete strălucirea de altă dată. Este vorba despre Biserica Sfântul Spiridon și Turnul Clopotniță și cu ceas, edificii care necesită reparații capitale. Specialiștii trag un semnal de alarmă autorităților cu privire la importanța acestui monument care datează de la 1852. Primul turn cu ceas din Iași este amplasat pe Bulevardul Independenței și este parte componentă din Biserica Sfântul Spiridon. De ani de zile sunt căutate fonduri pentru a începe lucrările la unul dintre cele mai importante monumente istorice din Iași, însă lucrurile par a se mișca cu încetinitorul. În vârful turnului se află un ceas cu totul special, care datează de la 1852. Acesta are un mecanism aparte pe care îl regăsim doar la câteva modele la nivel mondial. Acolo un turn este un ceas de la 1850, de pe vremea când s-a construit ceasul de la Notre-Dame, de la Catedrala Notre-Dame din Paris, ceas care funcționează și acum, are o precizie în momentul de față de un minut, este incredibil. După cum vedeți, în interior este într-o stare destul de grea, pentru că edificiul este de foarte multă vreme într-o reconstrucție. Acesta a fost fabricat în Franța după 1852, an în care Armand François Collin, mecanicul ceasornicar care și-a șanțat numele pe mecanism, a cumpărat firma constructoare de orologii Wagner, una dintre cele mai cunoscute din Franța. Unde ceasul acesta, o bijuterie pentru România, nu este păstrat în condiții optime. El funcționează în momentul de față, așa cum îl vedeți, cum se vede în imagini, și cu grija profesorului Ion Cristea, care îl îngrijește cu tot felul de scripete, cu sârme, cu unsori ale dânsului de acasă pentru a-l menține în stare de viață. Este un ceas de pe la 1850, făcut în Franța de o companie Collins și Wagner. Câteva ceasuri sunt de acestea la nivel mondial. În prezent, Primăria Iași împreună cu Arhiepiscopia Iașilor caută soluții de finanțare pentru reabilitarea atât a bisericii cât și a turnului cu clopotniță. În acest moment, noi suntem la faza de proiectare, se lucrează la proiectare. Urmează ca după finalizarea documentației de proiectare, care va fi finalizată undeva în jurul lunii mai, conform contractului, să putem să scriem proiectul tehnic, astfel încât să vedem și din care ne reiasă și valoarea finală a investiției care trebuie făcute. Într-o primă fază ne vom ocupa de biserica din cadrul incintei Spitalului Sfântul Spiridon, pentru că în urma analizelor efectuate în teren este cea care suferă de cel mai mult din acest punct de vedere. Urmând ca după finalizarea proiectului tehnic să putem să facem evaluare și la turnul cu clopotniță. Până atunci, acest frumos edificiu va rămâne în aceeași stare deplorabilă.